o afacere profitabilă, iar gustul banilor făcuți rapid i-a determinat pe mulți români să cultiveze meură. Investiția inițială este de doar câteva sute de euro, iar suma poate fi recuperată chiar și din primul an de când plantația intră pe rod. Mai mult decât atât, afacerea este recomandată chiar și celor care nu au nicio experiență în agricultură și dețin suprafețe mici de teren. Este nevoie de răbdare, multă muncă și mai ales o calitate ridicată a fructelor, pentru că pofticioși sunt la orice pas. Cum cerințele nu sunt greu de îndeplinit, piața fructelor de pădure este în continuă creștere. Spre exemplu, în urmă cu 10 ani, în Buzău, era doar un singur cultivator de zmeură, în timp ce astăzi, astfel de plantații se găsesc în aproape toate localitățile din jurul municipiului. Dănuț Panait este primul cultivator de zmeură din Buzău. În spatele casei, din comuna Poșta Câlnău, buzăianul are o plantație de aproape 2 hectare, însă doar un sfert din această suprafață este ajunsă la maturitate. Restul este abia în primul an de rod, ceea ce înseamnă că producția de aici este foarte mică, circa 10 kg pe zi. În schimb, de pe cei 5.000 de metri pătrați, a ajuns să culeagă acum 300 de kg pe zi, în perioada de vârf a recoltei. Cu alte cuvinte, profit. Însă drumul până aici nu a fost deloc ușor. Povestea lui Dănuț Panait a început în urmă cu 10 ani, după o perioadă în care a fost simplu comerciant și alți câțiva ani în care a fost plecat în Germania. Acolo a învățat ce înseamnă să muncești în agricultură. Am avut 20 de ani pe piață ca și comerciant. Cumpăram cu un preț și vindeam cu altul. Am plecat în Germania sătul de a umbla la porțile oamenilor, să negociem prețul. Veneau cu marfă care era scuturată, ne certam cu clienții pe piață, chiar mai pierdeam din ei. Și într-un moment al vieții a scăzut și puterea financiară în România. Nu mai exista, economia mergea foarte greu. Și am fost nevoit să plec la muncă în Germania. Acolo am cunoscut un șef care rupea puțin românește și m-am înțeles foarte bine. Datorită muncii pe care am depus-o, pentru el și-a dat interesul de a mă învăța multe chestii în agricultură. Pentru că plecam numai în perioada februarie și veneam în luna mai, nu aveam nicio altă posibilitate să aduc un pom sau orice alt arbust în luna martie și am adus pe avion 18 fire de zmeură care erau cu frunze și unde chiar aveau flori pe ele. Spre mirarea mea, din 18 butași de zmeură s-au prins 3. În ce an se întâmplă asta? Acum 10 ani. N-aș mai recomanda nimănui să mulțească în modul care am mulțit eu, pentru că mi-au trebuit 6 ani ca să fac o suprafață de 3.000 de metri. În primul an am rămas fascinat pentru că mă gândeam că nu se va aclimatiza la clima, la solul nostru, de fructele care erau impresionant de mari și nu se găseau decât în markete venite din Spania, așa ceva. Ce soi? Polca remontantă. După ce am mulțit timp de 6 ani eu cotonunț să merg în Germania la muncă, mi-am făcut o socoteală și mi-am dat seama că eu pot câștiga în România pe lună de 10 ori cât câștig în Germania dacă îmi măresc plantația. De atunci am început să caut pământuri să cumpăr. S-a întors în țară cu gândul de a avea propria afacere care să-i aducă un venit mult mai mare decât cel pe care îl avea muncind în străinătate. Ca să-și atingă scopul, buzoianul a început prin a aplica pe propria plantație tot ce a învățat în Germania. Am intrat pe piață cu câteva idei, să zic așa, implantate din Germania, adică de a produce sănătos, de a produce bio, de a băga gunoi în pământul care probabil era secătuit de pe timpurile vechi, ca să zicem așa, de ani de zile, pentru că lumea aici nu dă cu gunoi, nu îi mai interesează. Și am început să bag gunoi și lovindu-mă de altă chestie, băgând gunoi, îmi băgam toate semințele de buruieni, deci era o muncă titanică. Practic munceam cu sapa. Nu aveam atomizator, nu aveam motosapă, nu aveam nimic. Când ajungeam în capătul plantației, de unde am început, cu o săptămână în urmă, buruiana era la fel. În schimb, m-au motivat prețurile care sunt foarte mari. S-au ținut-o tot timpul și se simt și în țările occidentale. Zmeura și afinele sunt prețurile cele mai mari din țară la fructele care le avem. De fapt, asta
aceasta v-a determinat să alegeți să cultivați meură și pentru că pe vremea în care erați comerciant era un fruct care se vindea foarte bine. Era un fruct care se vindea foarte bine, într-adevăr, și ponderea lui nu era răspândită. Noi mergeam undeva la Vălenii de Munte, era un sat de oameni care aveau fiecare în curte și ieșeau seara cu gălețile la poartă, iar noi comercianții le cumpăram. Erau femei în vârstă care practic aveau 80-90 de ani și nu le culegeau într-un stadiu bun și ajungeam la Buzău cu ele, ca să zic așa, zemuiau. Nu aveau un aspect plăcut, nu le puteam vinde la pahar. Erau multe chestii. Acum 10 ani cu cât se vindeau un kilogram de zmeură? Acum 10 ani un kil de zmeură, cred că cel mai mare preț era 15 lei. Acum 10 ani. După care am început să scoatem la noi și văzând că deținem monopolul pe Buzău, adică, nu știu, 30-40 de kilograme care le scoteam zilnic, practic le vendeam undeva la 200-250-300. Cu trecerea anilor ne-am dat seama că chiar ne certam cu clienții, ceream prea scump. Nu eram pe buzunarul fiecăruia și ne-am propus să ne mărim. Ne-am propus cu mai multe scopuri. Ne-am propus să ne mărim ca să lăsăm prețul mai jos. Ne-am propus să ne mărim ca să aducem fructele mai de aproape. După 10 ani de muncă, buzoianul a ajuns la o plantație de 2 hectare. Recoltă mai mare, de aproape 300 de kilograme pe zi, adună doar de pe un sfert din această suprafață. Restul plantației este abia la primul an de rod, așa că și recolta este la început mai mică. Chiar și așa, Dănuț Panait este de părere că afacerea este profitabilă. E o afacere foarte profitabilă. Vorbind la o suprafață de 1000 de metri, avem un profit de 3000 de lei, dând la o parte toate cheltuielile. Nu mă pot gândi la altă cultură ca să scoată banii aceștia. Deci ar fi prima cultură, zmeura, cu afinele, după care ar fi în top ciupercăriile. Deci e foarte profitabilă. Cum reușiți să vă mențineți la acest nivel și iată să creșteți? Păi ne ținem la acest nivel pentru că reinvestim 50% din profitul care îl facem. Reinvestim în cumpărarea de pământuri, reinvestim în utilaje, mărim prețul culegătorilor de la an la an. Încercăm să le explicăm culegătorilor cum se culege corect pentru a ajunge și pe piață fructul în starea lui bună. Normal, fructul se poate culege și în roz, și în roșu, și în vișiniu. Pentru buzoian, afacerea merge foarte bine, iar din 2015 a înregistrat în fiecare an profit. Dar cum aduceți clienții la poarta dumneavoastră? Cum aducem clienții? Clienții îi aducem cu mai multe atracții. Spre exemplu, invităm să vină să culeagă la noi și să mănânce gratis, să culeagă cu mâna lor fructele care nu le găsesc pe piață, doar în fața tarabei, pentru că în spate știm ce se află în spatele grămezii. Să petreacă puțin aer și timp liber în natură. Să fim mai jos cu prețurile față de alți comercianți. Și ca în orice afacere există și piedici. Pentru cultivatorul din Buzău, cea mai mare problemă a fost forța de muncă. Culegători care să-i adune din câmp fructele la momentul oportun, astfel încât pierderile să fie cât mai mici. Cât de important este ca fructul să fie cules exact în momentul oportun? Da, pentru că fructul la perioada lui optimă de coacere este vișiniu. Dar mulți nu înțeleg că există trei feluri de vișiniu, adică vișiniu care este fructul tare și este foarte dulce, vișiniu care puțin fructul se moaie și deja își pierde din calitate și din gust, iar vișiniu care zemuiește și practic nu mai are gust. Nu mai are gust deloc și practic el e plin de bacterii. Singurul mod în care putem elimina bacteriile sunt prin fierbere, adică să facem un gem, să facem un sirop. Dar și aici buzoianul a venit cu o idee învățată tot peste hotare, un sistem de plată cu ora. Cu forța de muncă, cum vă descurcați? Aici e boba cea mai mare. Cu forța de muncă ne descurcăm foarte greu, pentru că există ajutorul social. Să o recunoaștem. Oamenii preferă să ia ajutor social și să stea, decât să vină la muncă și să câștige mai mult, să trăiască mai demn, să scoată sărăcia din casă, practic.
ce sistem de plată ați implementat? Spuneați că e ceva asemănător cu ceea ce ați găsit în străinătate. Da. Avem sistemul de plată este pe kilogramele care le culeg, adică el trebuie să fie motivat de sărăcia sau din mediul din care provine pentru ce vine la cules, trebuie să fie motivat să culeagă mai mult. Asta ceea ce mă avantajează pe mine. La mine un culegător primește 3 lei pe kilogram. Dacă un culegător, facem o paranteză, mi-ar culege 10 kilograme, eu după urma lui aș avea numai 100 de lei ca și profit. Dacă un culegător bun ar culege 30 de kilograme, eu aș avea profit după urma lui 300 de lei. Practic și eu mi-aș îmbunătăți veniturile, dar și el. Pentru că atunci când stăm pe o sumă fixă, ne dăm la glume, ne mai uităm după soare, practic nu muncim. Ideea a fost pe placul culegătorilor, așa că oamenii vin cu drag la muncă. Unii au rămas muncitori fideli. De ce ai ales să vii să culegi smeura? Pentru bani. E nevoie de bani, de orice. Pentru bani mai mult. Și n-am ce face. În timpul liber, când vin de la muncă, vin aici pentru 2-3 kilograme. Contează banii foarte mult. Cam cât reușești să adun pe zi? Păi astăzi, de exemplu, am cules 12 kilograme, dar când vin de la muncă, culeg 6 kilograme, 5, depinde, de zi. Și asta înseamnă cam câți bănuți? 400, 200. Și ești mulțumită? Da, sunt foarte mulțumită. Ce înseamnă să culegi smeură? Mulți fug. Nu știu, e o plăcere să culegem, să culege foarte ușor, e o muncă ușoară, nu e, cine știe, nu e la sapă, nu e... Și aici cum este programul? Vii când vrei sau ai o zi întreagă de muncă? Cum e? Cum? Depinde. Dacă eu vin de la muncă, vin aici. Nu e o fixă, ziua fixă, că să vii de la 7 la 7. Când putem. Ne primește. Cât ai adunat cel mai mult de când a început sezonul? 15 kilograme, cam așa. Au fost 15. Alții oameni care au adunat și mai mult într-o zi? Da, da. Și 20, și 30. Și au fost ani în care, anul trecut, de exemplu, a fost mai multă recoltă față de anul acesta. Tu vii în fiecare an? Da, de 3 ani. Asta e al 3-lea an. Dar nu zi de zi. Acum, cu munca, cât pot. De când culegeți smeură? De când a început aici, să zicem, de 3 săptămâni. Sunt la cules eu, cu soția. Cam cât reușiți să adunați pe zi? Păi în funcție de cum se coc, dar am adunat cel mai mult în jur de 30 și ceva, 42 de kilograme. Se adună greu smeură? Nu se adună chiar atât de greu, decât că mai sunt unele fructe care se iau cu codiță, trebuie codița dată jos. Nu e chiar atât de greu. Și de plătit cum sunteți plătit? La kilogram. Asta înseamnă la 30 de kilograme, de exemplu? Păi, e undeva 100 și ceva de lei. Și sunteți mulțumit? Da, sunt foarte mulțumit. Nu este o muncă chiar atât de grea. O gălețușă are undeva la 3 kg maxim. Care nu e un efort chiar atât de greu să te doară spatele, să... Clienții sunt atrași de calitatea fructelor, iar producția este valorificată în totalitate. Nu am contracte nicăieri, dar reușesc să valorific toată cantitatea. Practic nu arunc un kilogram. Sunt comercianți care îi avem pe lista de așteptări. Practic îi rotim, având acum o cantitate mai mică. În momentul când avem cantitate mai mare, îi sunăm și vin mai mulți la încărcat. De pe unde vin oamenii? Brașov, Iași, Bârlad, Constanța, București. Și prețul la angro cât este? Prețul la angro este 13 lei. Practic la jumătate cât este pe piață, pentru că acum pe piață este 20 și 25. Păi, inițial căutam mure, dar pentru că nu s-au copt încă, am să mergem pe smeură și am căutat un producător. Cumva îndemnat de prețurile și tot ce este dat din import și de seră, practic nu e nimic natural, cumva. Să zicem. Da. Și cam asta a fost ideea. Și am hotărât asta de dimineață și cam aia e. Acum... Cam cu cât cumpărați mai ieftin de aici? Păi...
la smeură e, nu știu exact, 12 lei, 250 de grame, așa iau cu 30 de lei, 2 kg, deci e considerabil mai ieftin. Dar scăzând și transportul, na, e cam acolo, doar că iau mai mult odată. Și mi-ai spus și plantația. Da, clar, asta e de văzut, pentru copil mai ales e altceva. Cu ce impresii plecați de pe plantație? Cu mult pozitivism, că vedem așa ceva și în România și ne bucurăm că cei la piață și în supermarketuri are și o altă variantă bio, nestropite, neerbicidate, și mai ales pentru pitici ne dorim să susținem producătorii locali și să-i hrănim pe cei mici cu cât mai natural, fie că vorbim de fructe sau de legume. Și apropo de întrebarea dumneavoastră, plecăm cu gânduri bune să împărțim și cu alți prieteni experiența și să ne reîntoarcem. Am văzut că ați fost uimită și de oferta pe care o are domnul, să vii aici, să culegi cât vrei și să plătești tot cât vrei. Mai mult decât uimită, în cel mai pozitiv mod, și cu siguranță ăsta cred că va fi primul selling point, să zic așa, către prietenii noștri, deși, dacă stau bine să mă gândesc, primul va fi chiar să-i servim cu produsele în sine și abia apoi să le povestim, fiindcă sunt absolut convinsă că printre orășeni, cum suntem noi și alți prieteni, va fi doar apreciat inițiative de genul ăsta și mai ales produsele de genul acesta. Ați căutat și ați venit tocmai de la București la Buzău. Da. Drumul? Absolut, 100%. Odată prin prisma prețului, dar până la urmă, dacă vrei calitate, prețul îl plătești. Deci am venit în primul rând pentru calitate, dar și pentru experiență. Cum vă ziceam, e o bună lecție de biologie pentru pitică și mă bucur să poată să culeagă cu mâna ei fructul direct din plantație. Și deci nu și pentru noi, că ne bucurăm și de o gură de aer curat. Dănuț Panait este încrezător în afacerea sa, așa că nu se teme de concurență. Pentru fiecare județ al țării, eu văd 20 de hectare ar acoperi nevoia. Din ce cauză? Dacă s-ar mai face multe plantații, nu poate scădea nici prețul, pentru că este un fuc foarte perisabil. Adică, practic, cum ți-l recoltezi și cum îl duci pe piață, așa-l ai. Spre exemplu, noi am dat la Sălaj, am dat la Călăraș, în Butaș, am dat la Piatra Neamț. Aici, în Buzău, am dat în vreo 8 locații. Vreți să diversificați oarecum afacerea? Da. Eu aș vrea inițial să mai măuresc chiar cu zmeura vreo 5 hectare, dar am și o pepeneră de nuci și de migdali. Dar astea au venit dintr-o singură necesitate. Aici bat vânturi. Și implicit eu trebuie să plantez niște pumi în jurul plantației ca să mi oprească din puterea vânturilor. Și plătiți, n-ar putea să pun salcie, să nu producă nimic. Și m-am gândit să pun migdale și nuci. Ca preț sunt la fel de profitabile? Nu cu e profitabil, pentru că îl poți culege toamna și îl poți vinde 8 luni din an, oricând vrei. Migdalul la fel, pentru că sunt practic niște sâmburi care nu au un termen de valabilitate foarte scurt. Au 8 luni de zile în care poți vinde marfa la ce preț vrei și cum te înțelegi. Mai mult, buzoianul a ajuns să vândă butași și chiar să-i ajute pe cei care au dorit să-și înființeze propria afacere. Un exemplu este chiar propriul Naș, care, după mai mulți ani petrecuți la muncă în Italia, a ajuns producător de zmeură în Buzău. Ce v-a determinat să înființați o plantație de zmeură? În primul rând că, bazând la finul meu, că îi merge destul de bine cu asemenea cultură, am zis să încerc și eu. Bun, am o suprafață de 3.000 de metri, ducată în primul an, nu pot da prea multe detalii, că nu știu exact cam cât răsesc să-mi producă. Bun, acum depinde și de la an la an, secet, apă, chestii de genul ăsta. În fine, pare să fie într-adevăr o afacere destul de bună, destul de profitabilă. Un 3.000 de metri, să spunem că mi-asigură un trai decent. Sper să vă câștigați întregul venit. Da, întregul venit, asta sper. Știți ceva despre zmeură sau pur și simplu din ce ați auzit la rudele dumneavoastră? Bun, m-am informat și pe internet, plus l-am pe fiul meu care deja e un expert în așa ceva. Cu ajutorul lui chiar vreau să mă extind, nu să rămân doar la 3.000 de metri. Deja mai am încă vreo 2.000 de metri care urmează să-i plantez în toamnă.
Piața de desfacere, v-ați gândit cam cum? Cam dificil. Bine, eu mă ocup acum cu distribuția, plec pe Brașov cu smeura. Un pic ne cam omoară cei de afară. Bine, la noi e bio, toată plantația, nu umblăm cu pesticide și chestii. Asta ne avantajează un pic. Și sperăm să ne extindem și cu distribuția și cu... să reușim să scoatem într-adevăr un certificat de calitate, probabil pe viitor, poate chiar și în supermarketuri să livrăm. Și mă, nu știu, poate dacă vă asociați cu Finul să faceți o mini-fabricuță de procesare? Da, e o idee, chiar stăteam de vreo și de... am luat în calcul și de asta, dar întâi să vedem cât reușim să producem, cât... el produce, ajuns deja la un... sunt tot mai mulți cultivatori de smeură. Credeți că mai este loc? Nu vă e teamă de concurență? Tot timpul loc pentru așa ceva. Tot timpul e loc pentru asemenea culturi. Oricum, concurența, atât timp cât produci, faci calitate, n-ar de ce să-ți fie teamă de concurență. O altă poveste de succes este și cea a lui Marian Tudor, din comuna Vernești. Buzoianul are cea mai mare plantație de fructe de pădure din Buzău, iar de curând și-a diversificat plantația cu o cultură de taiberi. Acum 2 ani de zile am găsit la un prieten un soi asemănător între mur și zmeură și am încercat să-l plantez și eu. În momentul în care a început să prindă, așa, am început să pun vreo 500 de fire, am pus. Soiul este de origine suedeză și un taiberi, se numește. Este un hibrid între mur și zmeur. Care sunt calitățile acestui fruct? Conține mai mulți antioxidanți și este mai are un gust mai deosebit. Nu e nici mur, nici zmeur, e ceva inedit. Este un fruct scump, rar întâlnit pe piața noastră? Să știți că la Buzău n-am văzut pe piață. Cred că suntem singuri, acum, în momentul ăsta. Care au fost reacțiile cumpărătorilor? Nu știu ce e. Bac, mulți îmi spuneau că e, ce domnule, ce zmeură gigant, alții ce mur gigant. Păi zic, tocmai asta e, că este o încrucișare între cele două. Și gustul este exact zmeură-mur, sau mur-zmeură. Da. Credeți că va prinde la piață, în piață? Normal, sigur. Orice produs nou ca de început nu prinde de prima oară. Pomul trebuie să obișnuiască cu el, să popularizeze puțin. Aronia, să știți că deja am citit, am văzut că mai sunt câțiva în țară care cultivă aronia, dar este un fruct excepțional pentru cei care au boli cardiovasculare. Care ar fi gustul și calitățile acestui fruct? Are foarte mulți antioxidanți și din ce am citit și din ce am mai auzit, așa, este foarte bun pentru mușchiul inimii, aronia. Sucul de aronia în genere, este foarte bună pentru cei care au probleme cu inima. Următorul pas pe care vrea să-l facă Marian Tudor în afacerea asta e să aducă în farfuriile românilor aronia. Aronia, să știți că deja am citit, am văzut că mai sunt câțiva în țară care cultivă aronia, dar este un fruct excepțional pentru cei care au boli cardiovasculare. Care ar fi gustul și calitățile acestui fruct? Are foarte mulți antioxidanți și din ce am citit și din ce am mai auzit, așa, este foarte bun pentru mușchiul inimii. Aronia. Sucul de aronia în genere, este foarte bună pentru cei care au probleme cu inima. Supranumit și fructul inimii, pentru că beneficiile sale sunt extraordinare. Considerat un superaliment, aronia poate preveni boli grave pentru că are un conținut mare de antioxidanți, fibre, vitamine și mangan.